Vă salut, prieteni! Sunt Claudia și vă spun bun găsit la un nou documentar. Astăzi am să vă prezint informații interesante despre conflictul reptilian-uman de pe Pământ, care se pare că reprezintă motivul existenței planetei noastre. Navigând pe internet, iată ce am descoperit. Blogul lui Jelaila Star, o femeie din Kansas City, care conduce biroul local din 1997. Aceasta susține că Consiliul Intergalactic a trimis-o pe micul nostru glob albastru ca mesager pentru a elibera omenirea de frică și pentru a ne pregăti pentru vremurile de sfârșit. Iată cum sună mesajul Jelailei. Sunt Jelaila, un mesager pentru Nibiruanii 9D, adică bătrânii antici, strămoșii și mentorii spirituali ai actualului Consiliu Nibiruan. În ultimii 20 de ani, a fost onoarea și privilegiul meu să lucrez cu semințe stelare și walk-in-uri în multe curse din afara lumii, oferind consiliere și instruire în misiune. Pe măsură ce parcurgeți, prietenii, postările de pe blog din mesajele Jelailei, veți vedea că Nibiruanii 9D au folosit diferite mijloace pentru a ne împărtăși înțelepciunea. Schimbările au avut loc pe măsură ce am dezvoltat o tehnologie care ne-a permis să trecem de la articole tipărite la videoclipuri. În prezent, mesajele Jelailei s-au schimbat de la articole la postări pe blog, oferind actualizări cu privire la activitățile emisiunii curente ale Nibiruanilor, care sunt transmise prin conferințe gratuite. Înainte de a începe incursiunea noastră de astăzi, vreau să mai specific că eu nu sunt Jelaila Star, scriitoare americană din Kansas City, Statele Unite. Eu sunt Claudia Mesea Paraschivescu, prietena voastră, abonaților acestui canal YouTube, canal care la începutul lunii martie, adică începutul primăverii, va avea 400.000 de abonați. Așadar, prieteni, voi face oficiul de a vă relata ad literam scrierea Jelailei Star despre conflictul reptilian-uman, fără a decupa fraze sau a modifica cuvinte, în dorința de a vă da de înțeles că aceste idei mi-ar aparține. Vă mulțumesc în mod deosebit tuturor celor care mă urmăriți și care apreciați eforturile mele de a vă împărtăși această minunată scriere. Iată. Bătălia antică dintre om și dragon a fost înregistrată în evidența aproape fiecărei civilizații din trecut în istorie. Cred că acest conflict dintre aceste două rase, cunoscut de mine drept conflictul reptilian-uman, este la baza motivului pentru care ne aflăm pe această planetă și motivul existenței Pământului în primul rând. Mai mult decât atât, cred că acest conflict este baza jocului universal pentru evoluția sufletului, cunoscut sub numele de jocul de integrare polarității lumină și întuneric. Acum, unii dintre voi au simțit rezistență cu utilizarea cuvântului joc, deoarece credeți că jocurile sunt doar pentru distracție. Permiteți-mi să reiterez conceptul că învățăm cel mai bine prin jocuri sau jocuri de rol. Pentru mine, evenimentele din 11 septembrie 2001 au readus acest accent în conflict cu o zguduitură și m-au motivat să termin acest articol după ce l-am lăsat deoparte de câteva săptămâni de la începerea lui. Evenimentele din acea zi mi-au trimis un mesaj. A fost o mare lovitură pentru cei dintre noi care lucram pentru a ajuta această planetă să se ridice. Și durerea din rană va necesita eforturi mari pentru a se vindeca. Eu și Jonathan eram pe drum să facem cumpărături. În timp ce mergeam pe autostradă până la destinație, el a spus: știi că oamenii care nu știu adevărul se vor vindeca de această traumă,
Dar cei dintre noi care nu o vor vindeca pentru că știm prea multe, ne putem vindeca vreodată? În timp ce vorbea, am simțit durere în voce și tristețea care vine de la o astfel de rănire. Întrebarea sa m-a pus cu adevărat pe gânduri. Apoi a continuat să spună: acum știu de ce am ales să nu ne amintim mai mult din trecutul nostru multidimensional decât noi. Uite ce greu ne este acum în fața acestei ultime tragedii. Cum ar fi dacă ne-am amintit toate tragediile de acest tip din trecutul nostru colectiv? Nu cred că aș putea suporta. Trebuia să fiu de acord cu el. Chiar dacă a trecut mult timp de la atacuri, încă lucrez pentru a mă vindeca de efectele acestei traume. Sunt zile în care încă simt disperarea și nevoia de a plânge, fără un motiv aparent. Sunt nopți în care stau trează, gândindu-mă la viitor și întrebându-mă dacă o să-l vedem vreodată de data aceasta. Trebuie să mă prind și să-mi amintesc că totul este doar un mare joc, pe care noi, ca zei sau zeițe creatoare, îl jucăm pentru propria noastră evoluție și, prin urmare, nimeni nu este de vină. Apoi îmi amintesc de personajul Neo din filmul Matrix și cum a învățat să vadă gloanțele, nu erau reale, și odată ce a făcut-o, nu-l mai puteau răni. În acele nopți, mulțumesc puterilor pentru acel film, deoarece îmi dă speranță. Dar uneori îmi doresc doar să mă târăsc într-o gaură și să nu ies niciodată. Acestea sunt simptomele controlului minții bazate pe traume. Și cred că este ceea ce am experimentat la nivel de masă ca urmare a atacurilor din America. Ați putea întreba ce legătură are acest eveniment traumatic recent cu conflictul reptilian-uman. Este cea mai recentă mișcare a reptilienilor în conflictul continuu dintre aceste două specii. Și, la un nivel superior, acest eveniment a fost următorul pas în drama numită integrarea polarității, jocul multidimensional al evoluției sufletului. Știu că afirmația este greu de digerat, așa că permiteți-mi să explic cu un pic de istorie. Vă rog să rețineți că ceea ce urmează să împărtășesc este din propriile mele amintiri galactice și, prin urmare, poate fi puțin filtrat. Vă încurajez să vă folosiți propriul discernământ, precum și să profitați de propriile amintiri galactice. Le veți găsi în Akashic Records. Ele sunt de asemenea accesibile prin sala de înregistrări a Federației Galactice, care poate fi accesată în același mod ca și înregistrările akashice. Înțeleg că acest conflict reptilian-uman a început în sistemul stelar Vega al constelației Liran. În sistemul Vega, oamenii au apărut pe o planetă pe care mi-o amintesc ca Avion. De la început, oamenilor li s-a permis să evolueze fără influențe exterioare. Li s-a dat un mit al creației, care a afirmat că ar putea coloniza orice planetă din univers. Dar dacă ar găsi altă viață acolo, ar trebui să se străduiască să trăiască în armonie cu acele forme de viață. Pe măsură ce oamenii au atins capacitatea de a conduce urzeala și au început să meargă dincolo de lumea lor natală, și-au purtat mitul creației gravat în inimile lor și s-au străduit să-l onoreze ca un angajament sacru între ei și primul creator. Oamenii au fost învățați și au trăit legea unuia sau legea lui unu. Primul creator a fost pur și simplu un punct focal pentru credința lor că suntem cu toții conectați la râul energiei care curge prin tot. Oamenii au fost învățați de rasa părintească, felinii, acum de mult dispăruți din lumea lor, că totul este energie.
Felinii au fost o specie binecunoscută în universurile noastre și în alte universuri, care au evoluat cu mai mulți eoni înainte. Oamenii au fost cea mai mare realizare genetică a lor, combinând cele mai bune trăsături din toate formele de viață pe care felinii le-au întâlnit în numeroșilor eoni de existență. La fel cum noi creăm noi rase ale vieții plantelor prin ingineria genetică, de fapt creăm și noi forme umane, dar nu voi merge acolo chiar acum, majoritatea, dacă nu toate rasele simțitoare, produc în cele din urmă și rase noi. Știu că acest lucru poate suna puțin ciudat, ca pentru Star Trek, dar poate că este timpul să înțelegeți de ce ni s-au oferit filme precum Star Trek. Cred că acestea sunt cea mai apropiată reprezentare a istoriei și universului nostru pe care o avem până acum. Cred că au fost create pentru a ne ajuta să ne amintim cine suntem și istoria noastră cosmică. Gene Roddenberry și alți scriitori de informații galactice pur și simplu accesează înregistrările akașice ale universului nostru și le atrag, gândind că aceste imagini sunt doar imaginația lor. Dar la fel ca prietena și colega mea de învățătură, Nancy Joy Heffron, imaginile trebuie să vină de undeva. Și deoarece nu există nimic nou în univers, acestea trebuie să existe deja. Am ajuns să înțeleg că imaginația este sistemul de operare software, la fel ca Windows, dar numai bun, în vehiculul uman, prin care putem accesa înregistrările akașice și alte înregistrări cosmice. Nu e de mirare că am fost învățați să nu ne imaginăm prea mult, adică să nu fim cu capul în nori. Glandele psihice sunt programele software care folosesc sistemul de operare pentru a îmbina informațiile într-o formă pe care o putem înțelege. Odată ce am înțeles acest concept cu dimensiuni superioare, datorită ghizilor mei, teoria lui Nancy avea sens pentru mine. Hai să continuăm. Acum, imediat după ce oamenii au ajuns la această capacitate de urzeală, a venit o altă specie. Era de natură reptiliană. Acest grup diferea în aproape toate modurile, nu numai că erau diferiți fizic, dar și componența emoțională și mentală a reptilienilor era diferită. Unde oamenii erau emoționali, reptilienii erau mentali. Reptilienii sunt o specie puternică, rezistentă, cu o frumusețe proprie. Mi-au câștigat un respect sănătos. Reptilienilor li s-a dat un mit al creației care era opusul direct al celui dat oamenilor. Mitul lor spune că dețin dreptul de proprietate asupra universului prin drept divin și, prin urmare, ori de câte ori au colonizat o nouă planetă, puteau distruge orice alte forme de viață pe care le găseau pe planeta respectivă. Deci avem două rase foarte opuse în natură, cu mituri de creație opuse, care colonizează galaxiile. Ce setare perfectă pentru jocul de integrare a polarității. Din fericire, primii reptilieni care au descoperit lumea de origine a oamenilor aveau o natură mai evoluată, ceea ce înseamnă că nu erau la fel de agresivi ca unele dintre speciile lor. Reptilienii erau susținuți din constelația Orion, alături de liderii lor din Alpha Draconi. Cei care au aterizat pe planeta oamenilor proveneau din mai multe planete diferite, unite într-un singur grup. Această petrecere a reptilienilor nu era de natură militară. În schimb, au fost exploratori și oameni de știință în expediție pentru a găsi noi planete potrivite pentru colonizare. Drept urmare, au fost încântați să găsească o altă specie simțitoare cu o formă unică, așa cum nu mai văzuseră până atunci.
Ei au reacționat în același mod în care am face noi și ar face oamenii dacă ar descoperi viață pe altă planetă. Oamenii i-au întâmpinat ca o nouă formă de zei, diferiți de zeii felinilor, rasa lor părinte. Este obișnuit ca rasele să se închine rasei lor părinți ca zei, odată ce rasa părinte a părăsit planeta, la fel cum ne închinăm părinților noștri ca zei când suntem copii. Felinii le spuseseră cu mult timp în urmă că există alte rase în univers și că într-o zi aceste rase vor veni, chemând, introducând această planetă și specia sa nou-născută într-o lume nouă și o nouă conștiință. Oamenii credeau că reptilienii erau împlinirea acestor profeții. Întrucât acești reptilieni erau pașnici, s-au împrietenit cu oamenii și au început să le ofere tehnologii mai avansate, permițându-le să își perfecționeze noile capacități de conducere. La nivel sufletesc, oamenii erau acum pregătiți pentru acest salt tehnologic, acesta fiind următorul lor pas evolutiv. Vă amintiți vechea zicală, când elevul este pregătit, apare profesorul? Așa a fost și cu oamenii, erau gata să se mute în cosmos. Au trecut mulți ani cu mai mulți reptilieni care au venit pe această planetă și care au format colonii. Oamenii și reptilienii s-au înțeles în cea mai mare parte. Oamenii au făcut mari salturi evolutive și tehnologice în acest timp, cu ajutorul reptilienilor, o rasă mai evoluată decât ei. Reptilienii au făcut și ei salturi evolutive, dar ale lor au fost mai mult de natură emoțională. În starea lor mai puțin evoluată, reptilienilor le lipsea corpul emoțional sensibil al oamenilor, dar prin încrucișarea cu oamenii, au reușit să obțină această piesă lipsă din ei înșiși în mai puțin timp decât le-a trebuit dezvoltării lor singuri. Deci toată lumea avea de câștigat pentru o vreme. Observ că în timp ce vă povestesc aceasta, atingând aceste amintiri din trecut, inima mea se umple din nou de durere amară și dulce. Îmi amintesc vremea inocenței, timpul dinainte și imediat după venirea reptilienilor. Îmi amintesc și timpul după pierderea inocenței. Cu greu suport să simt tristețea și disperarea copleșitoare. Poate că vă amintiți dacă, la fel ca și mine, ați fost și voi acolo. Hai să continuăm. Pe măsură ce oamenii au devenit mai vigilenți și mai înțelepți sub tutela reptilienilor, au crescut la putere. Linia lor regală, blondul platinat și oamenii cu ochii albaștri au început să-și dorească autonomie față de profesorii lor. Au început să retragă sprijinul total pentru vecinilor reptilieni, simțind nevoia de a readuce planeta la propria lor conducere. Reptilienii s-au mutat în multe dintre funcțiile de putere din guvernul lor, prin căsătorie și încrucișare. În plus, în acest timp au izbucnit o serie de lupte între reptilienii care colonizaseră Avion și consiliile lor de conducere de acasă. Coloniștii au mers împotriva primei directive, adică mitul creației lor, al speciei lor, nedistrugând omenirea și în schimb au cooperat. Mi se pare, privind în urmă, că reptilienii colonizatori aveau o natură rebelă. Cred că au fugit din lumea lor natală sub masca explorării științifice pentru a găsi o nouă casă. Desigur, aceasta este doar perspectiva mea. Dar în cele din urmă, guvernul lor i-a găsit și a luat măsuri. Spre nemulțumirea lor, membrii Consiliului Reptilian care au venit la Avion au descoperit că lansarea unui război complet împotriva oamenilor și a prietenilor lor reptilieni nu ar funcționa.
Oamenii erau prea bine înarmați. Așadar, au luat calea ascunsă și s-au infiltrat în populație și guvern și au diseminat virusul numit rasism. Rezultatul a fost vecin contra vecin. Oamenii au început să îi urească pe reptilieni. Familiile au fost fâșiate de rasism. Pentru cei născuți din filiație mixtă, este un moment foarte dificil. În familiile regale, alianțele conjugale dintre cele două specii au fost tensionate până la punctul de rupere. Reptilienii Orion s-au infiltrat și în aceste familii, aducând multă durere și distrugere. Povestea este mai lungă, așa că voi sări peste multe detalii și voi ajunge la sfârșitul ei. În urma unei comunicări greșite între membrii familiilor conducătoare, a izbucnit un război. Oamenii au lansat primul atac și rezultatul acestui război a fost distrugerea lumii de origine a omului. Durerea acestei distrugeri și rana pe care a creat-o au fost transmise prin toate dimensiunile ca fiind trauma care stă la baza jocului de integrare a polarității. Noi, cei de pe pământ, continuăm drama. Ca zei și zeițe creatoare, am creat o planetă pe care o putem reconstitui cu scopul de a vindeca rana. Cele două specii ale noastre au purtat amintirea acelei distrugeri în conștiința noastră rasială colectivă și în ADN-ul nostru. Cu excepția câtorva schimbări, aceeași dramă este reconstituită pe planeta noastră. Reptilienii s-au infiltrat în societatea și guvernul nostru, căutând și încrucișându-se cu cele mai pure tulpini de ADN uman, oamenii blonzi roșcați și cu ochi albaștri. De data aceasta, ei lucrează dintr-o altă dimensiune, controlându-i pe cei din descendența lor din lumea noastră prin posesie sau prin întrupare completă. Prin tehnologia lor superioară și cunoașterea legilor universale, au creat un câmp de frecvență electromagnetică în care ne-au închis. În cea mai mare parte, am rămas fără cunoștință. Reptilienii, care joacă rolul opresorilor nevăzuți, știu că oamenii pe care încearcă să-i înrobească sunt de fapt mai puternici decât ei, deoarece oamenii au ceva ce ei nu au, un corp emoțional complet dezvoltat. De ce este acest aspect atât de important? Ei bine, atunci când ai un corp emoțional complet dezvoltat, ai incorporat în ADN-ul tău cel mai puternic instrument din creație. Acest instrument se numește compasiune. Compasiunea este cea mai mare frecvență în creație și cu ea puteți crea noi realități sau le puteți schimba pe cele existente. Întorcându-ne la corpul uman, când ai un corp emoțional complet dezvoltat, ai capacitatea de a transmuta emoții cu energie scăzută, precum ura, furia, amărăciunea sau rușinea, în compasiune. Acest proces se face în inima înaltă sau timus. În corpul emoțional, timusul sau inima înaltă acționează la fel ca o sobă cu lemne. Prinde energii cu frecvență mai mică și le transmutează într-o frecvență mai mare. La fel ca o sobă cu lemne, acționează ca un recipient în care lemnul este transformat în foc. Citiți prezentarea generală a formulei compasiunii pentru mai multe detalii. Compasiunea este singura emoție și frecvență care ne poate schimba ADN-ul. Puteți citi cartea lui Greg Braden, Trezirea la punctul zero, pentru mai multe explicații științifice despre frecvențe și compasiune.
Aceasta înseamnă că o frecvență de vibrație joasă trebuie să se ridice la nivelul acestei frecvențe. Dacă puteți atinge compasiunea, puteți crea un câmp magnetic de compasiune. Dacă puteți crea un câmp magnetic de compasiune, puteți crea o rețea din acel câmp de orice dimensiune doriți, pentru a crea una suficient de mare pentru a cuprinde o planetă. Tot ce aveți nevoie este suficient de mulți oameni, cei 144.000 de magici, care alimentează acea rețea pentru a o extinde exponențial la dimensiunea de care aveți nevoie. Odată ce creați o rețea planetară de compasiune și continuați să o alimentați, puteți dizolva în cele din urmă orice câmp de frecvență de vibrație mai joasă. Aceasta înseamnă că putem dizolva câmpul de frecvență sau să ne îngrădim reptilienii care ne-au rupt puterea și să ne recăpătăm libertatea. Din perspectiva jocului de integrare a polarității, când sufletele închise se eliberează din închisoare prin compasiune, jocul s-a terminat. Pentru a pune capăt conflictului uman-reptilian, trebuie să jucăm jocul altfel decât în trecut. Cei care mi-au citit cartea Suntem Nibiruanii sau au citit pagina Jocului de integrare a polarității de pe site-ul nostru, își vor aminti că aceasta este a treia noastră încercare de a integra lumina și întunericul pe o scară mare, prin urmare Pământul fiind numit al treilea mare experiment de integrare a polarității. Dacă putem să ne păstrăm inteligența și să tragem din amintirile noastre din trecut, vom vedea că lupta împotriva întunericului la nivelul său nu ne va ajuta și, de fapt, ne va garanta eșecul. Modul de a încheia jocul este prin folosirea unei singure arme pe care ei nu o au, compasiunea. Când putem, ca națiune, ca rasă, să realizăm că toate manifestările întunericului sunt pur și simplu forme externe ale propriului nostru întuneric interior, vom înceta să luptăm și le vom integra. Când ne amintim că suntem toți unul, reptilian și uman, bărbat și femeie, ne vom deschide inimile pentru a îmbrățișa partea noastră întunecată, devenind încă o dată întregi. Cu lacrimi de bucurie vom dansa dansul integrării ca niște iubitori pasionați și cu compasiunea noastră vom crea o lume a armoniei, dând sfârșit acestui joc. Dragi prieteni, aici mă opresc și eu. Sunt Claudia și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine. Aștept părerile voastre în secțiunea comentarii de mai jos. De asemenea, dacă v-a plăcut acest material, nu uitați să dați like și share. Și de asemenea, să vă abonați la canal. Numai bine, pe curând!